Tocmai am încheiat cel de-al treilea modul al programului anual 2023-2024 și în aceste zile am discutat împreună managementul zonei posterioare a maxilarului, tehnici de elevare a podelei sinuzale și de reconstrucție osoasă. Am ales Dino Academy pentru că îl cunosc pe domnul doctor din timpul facultății. Am hotărât că e momentul oportun să devii student din nou. Am avut colegi care au venit și au fost extrem de încântați și feedback-ul lor m-a determinat să particip la cursul acesta. Cursul este foarte cuprinzător. Avem multe teme și teme variate care cuprind atât parte de țesuturi, parte de țesuturi moi, dure. Mi-a dat încredere să fac ceea ce gândeam că aș fi făcut, dar nu aveam încredere să o fac. Etapele chirurgicale pentru orice manoperă sunt structurate bine și atunci îți dă o încredere să faci și tu manopera respectivă, că deja știi cum să o parcurgi ca și etape. Rolul sesiunilor de chirurgie live din cadrul Dino Academy consider că sunt cireașa de pe tort. Pentru mine rolul sesiunilor de chirurgie live este să pot să intru să văd și manopera în sine, dar și instrumentele care se folosesc, cum se abordează pacientul, cum se discută cu el preoperativ, postoperativ. Avem aceste sesiuni de live surgery care sunt extrem de importante. Ne ajută foarte mult, adică putem să vedem fel și fel de situații. Aproape toate lucrurile care ne sunt expuse în timpul cursului ne sunt arătate mai târziu live. Sunt deosebit de încântată de conceptul din Academy, care favorizează din plin munca în echipă, colaborarea interdisciplinară. Specialitatea ORL este o specialitate care solicită colaborare, în special cu colegii din chirurgia maxilofacială și stomatologie. Teoria ne ajută pe noi să știm cum să abordăm cazurile complexe, dar partea practică ne ajută pe noi și pe pacient. Din punctul meu de vedere, este foarte important să participăm și la sesiuni de hands-on pentru a ne spori abilitățile practice și pentru a putea ulterior efectua manoperele în practica noastră de zi cu zi. Un hands-on îți confirm dacă ai înțeles sau nu partea teoretică. Practic te apuci de lucru și dacă cumva ai nelămuriri de la partea teoretică, atunci ai momentul în care poți să mai pui întrebări.